Vă salut, abonați și urmăritorii canalului meu de YouTube. Astăzi vreau să fac un tutorial video despre o cerință. Tot ce am făcut până acum la cerere s-a realizat și s-a dat. Toată lumea este mulțumită, ca să înțelegeți voi. Tot ce am făcut până acum la cerere etc. și s-o rezolvat, nu-i nicio problemă, pentru că eu asamblez în 3, 4, 5 ore maxim, 6, hai, eu într-o zi rezolv, în câteva ore rezolv. Și tot ce a fost la cerere s-a rezolvat și oamenii sunt mulțumiți, la fel și eu, ca să înțelegeți. Bun, astăzi ce vreau să fac, a mai venit cineva și spune așa, copilul meu vrea un PC să joace CS2, CSGO, CS2, Counter-Strike. Ăla jucam prin anii 2000 și eu îl jucam. Trebuia să mă ascund pe acolo, cam știu despre ce este vorba, și să omor pe restul, că jucam în rețea, dacă țin eu bine aminte. Bine minte. Bun, și o spus, mă, hai să vezi un pic cam cât urcă un calculator de ăsta să se joace copilul, CS2, Counter-Strike 2 de ăsta, ca să, că e nebunit și îi face capul avion la taxu. Bun, am intrat aici să văd și eu cerințele la recomandat, să aibă multe FPS-uri și așa mai departe, că vedeți că trebuie calculator bun, dar mulți legați la calculatoare cu 60 de Hz. Rata de refresh nu e o problemă, asta e. Și cum văd, ai 10, trebuie Windows 10 pe 64 de bits, deci ăsta e maximul posibil performance, da? Un i7 generația 9 sau un Ryzen 7 seria 2000 cu 16 GB de RAM și iată, trebuie un RTX 2070 sau un RX 5700 XT cu DirectX 11, dar așa deja au DirectX 12, e foarte bine și trebuie să ai spațiu. Bun, deci cam astea sunt cerințele maxime, cu multe FPS-uri și să te joci foarte bine, să vezi să-l împuși pe ăla cât mai repede cu care joci tu. Am văzut și hai să văd cu cât pot să fac și cât pot să-i cer pe asamblare, pe una alta, când bat capul pe aici. Dar înainte de asta, vreau să lămuresc niște chestii. Eu înțeleg, vă mulțumesc că vă uitați la clipurile mele, vă mulțumesc că v-ați abonat foarte mulți dintre voi. Îmi mai trebuie 2-3 persoane și am 2000 de abonați. Dar vreau să clarific o chestie. Că spune unul, mă, fă de la AMD, că AMD este mai bun, că o să ieși mai ieftin cu AMD-ul și așa mai departe, ai performanțe mai multe, nu știu ce. Ok, dar vezi că o să vină altul care o să spună că vezi că de la Intel procesoarele și așa mai departe o să fie mai bun și că el o are și este mulțumit și că Intel-ul și Nvidia este mai bun decât AMD-ul și plăcile video de la ATI, da? Deci întotdeauna nu o să găsești să-l mulțumești pe toată lumea, deci trebuie să înțelegeți voi. Înțeleg, cu cât am mai mulți abonați, cu atât mai multe idei și totdeauna o să existe mai multe persoane care să te contrazică. Dacă faci un build cu procesor de la AMD, mă, e prea scump și nu are așa performanțe. Dacă faci de la Intel, vine ăia cu care au AMD, mă, de ce faci Intel că nu-i bine? Sau ăia la, și așa mai departe, ăia cu Intel zice, bă, păi dar ăla e scump, AMD-ul nu e mai performant decât Intel-ul, procesoarele Intel și că consumă foarte mult și o să-ți vină factură și o să te nenorocească și o să te dea afară din jocuri și o să facă tot felul. Deci trebuie să înțelegeți chestiile astea. În primul rând, în al doilea rând, la ce bani fac eu dacă există în altă parte care asamblează și cu 100 de lei și cu 50 de lei, nu este o problemă. Mergeți acolo, să meargă oamenii acolo, cel care asamblează un calculator de gaming la 100 de lei, la 200 de lei, să meargă acolo. Eu nu mă supăr deloc.
eu când m-am gândit întotdeauna să fac aceste tutoriale video și acest canal de YouTube, întotdeauna am spus, dacă luați de la începuturi clipurile mele de acum 7 ani, 6 ani, o să vedeți că am spus, acest canal nu este pentru profesioniști, nu este pentru experți, nu este pentru ingineri în service, în asamblări și așa mai departe. Acest canal este pentru amatori, pentru începători. Eu nu pot să învăț pe cineva să ia după mine un profesionist, că la deja știe, n-are ce. Și adevărul că după 20 de ani de muncă și asamblări și laptopuri și calculatoare, că doar asta fac, nu fac și altceva. Doar asta e, ăsta e specialitatea mea, calculatoare și laptopuri, nu și altceva. Să vină să zic, bă, dar fă așa că eu știu mai bine. Că vine un copil de 20-25 de ani și spune, mă, fă tu, păi eu la 47 de ani eu pot să ascult de tine, eu n-am cum să ascult de tine, pentru că eu tot ce am făcut am aplicat în practică. Am aplicat în practică și merge. Totul e ok. Și să-l fac la 100 de lei, la 200 de lei, să asamblez și să mă chinu aici, să-mi bat capul, comandă, stai după curier, asamblează-le. Dacă vine un culor, asamblează-le. Asta înseamnă că voi nu știți ce înseamnă o asamblare. Și dacă ceilalți fac la 100-200 de lei, mergeți acolo, vă rog eu frumos. Mergeți la ei cu Windows, cu activat, cu drivere, să fie pus la punct așa cum trebuie. Să le faci actualizările la Windows, la zi, să nu mai ai probleme, să înceapă când începi tu să joci sau să faci tu nu știu ce anumite operații pe calculator, să înceapă să-și facă actualizările Windows-ul și să-ți blocheze sistemul, să-ți meargă greu. Eu toate chestiile astea le fac și am și eu prețul meu. Lumea care vine la mine este mulțumită pentru că mă ocup și mă cunosc de când eram eu, de acum în 2000, când am început eu, 2002-2004, nici nu mai știu de cât timp, lumea mă cunoaște și este mulțumită. Toată lumea este mulțumită, că intră 1, 2, 3, nu știu ce, care nu au fost la mine și poate e vreo concurență, poate e vreun ucidos, poate e vreun copil de ăla, vreun student, unul de clasa 8-a care mă sună și vrea informații și nu le dau și începe să mă înjure. Aia e partea a doua, dar pe ea nu iau în seamă, pentru că eu știu și eu nu știu cine e în partea alaltă la care îmi lăsați voi comentarii. Foarte bine că îmi lăsați, dar oricum eu vă citesc, dacă vă citesc, dacă nu, nu, oricum eu decid și banii pe care îi iau de la persoană, pentru că dacă vine cineva, eu îi spun, mă, te costă atât, ce buget ai, atât, asamblarea te costă încă atât, îți convine? Da, nu, la revedere, să rămână, mergi în altă parte, să-ți facă, eu bag toate componentele de cea mai bună calitate, de la producători cei mai buni, am văzut alte lucrări, am văzut calculatoare asamblate și când l-am desfăcut, numai componente no name era el și cu probleme. Deci eu am văzut, vă spun, deci eu practic, mai mult practică fac decât teorie. Că fac aici câte un clip video și să vadă lumea, să vadă, uite, vă, îți fac un clip video, să vadă și alții. Dar multe clipuri sunt făcute anumit pentru cineva ca să-l vadă el. Mă, uite, atâta costă, că mulți cred că iau și pe componente bani. Eu nu cumpăr oricum componentele pe numele meu, că nu ăsta, factura trebuie să fie pe numele vostru, care vine, fă-ți cont de PC-Gheare sau EMAX sau de unde, cel.ro, îți comanzi, vine pe numele tău, factura, tot, garanția, la mine vii și eu ți-l asamblez, da? Atâta tot. Și ca să nu faci vreo greșeală, să nu fie componentele să nu corespundă între ele, pentru că mulți au venit în plasă cu ele, că mă, le-au cumpărat și au venit în plasă și nu i-am primit pe mulți. Credeți-mă că nu i-am primit să meargă în altă parte cu când fac chestii de așa, pentru că am tone de tutoriale, am tone de build-uri și poate să își facă o impresie. Nu trebuie să ia aceeași componente pe care le-am pus eu. Nu trebuie să faci exact cum spun eu, dar măcar să fie componentele, să fie compatibile între ele. Că am tutoriale video, că am arătat că o cumpărat procesor, avea socket 1150 și o cumpărat procesor socket 1155 sau avut socket 1151 și o cumpărat socket 1151 versiunea a doua.
care sunt alea, a 8-a generație, a 9-a generație și nu mai funcționa. Și așa mai departe. Și ne iau la mine, că de ce nu? Și că ei ziceau că ei se pricep. Dar nu se pricepeau, că nu cunosc componentele în parte. Și mulți dintre voi, părerea mea, după comenturile voastre, nici voi nu prea ați făcut nu știu câte build-uri sau așa mai departe. Pentru că văd și pe TikTok, bine, pe mulți am blocat și acolo, dar nu mai contează. Și cu câți bani fac eu, cât iau eu de la alte persoane, e exact problema mea. Este exact problema mea, ce fac, cum fac și așa mai departe. Voi dacă puneți botul că câștig 20 de milioane la un PC, ai problema voastră. Asta e, n-am ce să fac. Asta e. Dar eu ce fac eu cu Windows și cu toate alea, cu câți bani asamblez eu, vă spun eu că e un preț foarte bun. Mergi la magazin, vine unul, merge cu mașina la un mecanic, numai să uită pe el și își cere 50 de lei, numai că se uită așa cu ochii. Mergi la magazin cu 100 de lei, nici nu cumperi ce trebuie și leși 100 de lei la magazin. Mergi să scoți medicamente, mergi în stânga, mergi în dreapta, fără 50 de lei, vineți la centrală, acum curgea apa la centrală, un șurub, o venit intervenția și că mi-o strâns o piuliță cu o cheie pe care o puteam face și eu, dar dacă nu mă pricep și nu știam ce trebuie să strâng, am chemat oameni, 50 de lei, deci 50 de lei pentru că o strâns de 2 ori un șurub. Deci trebuie să gândiți și voi puțin să vă puneți în locul meu, da? Înainte de a comenta. Pentru că nu sunt bani în ziua de azi. Alții, și credeți-mă, eu știu că alții iau și mai mult, că am făcut build-uri și am comparat. Deci alții iau, mult mai bine câștigă și pe piese, plus câștigă și pe asamblare, da? Deci gândiți-vă înainte de a lăsa comenturi unii că AMD, că Intel e mai bun, că stânga e mai bun, dreapta e mai ieftin și așa mai departe. Eu decid, deci trebuie să înțelegeți că eu decid, eu doar vă arăt și care sunteți experți și profesioniști și așa mai departe, mergeți la mai mari experți. Uite, ce scrie asta? Du-te bă la muncă, nu mai cer și donații. Uite, Michael, o spune asta cu Matrix, uite, cu îl are pe Keanu Reeves. Du-te la muncă, nu mai cer și donații. No, uite. Și sunt alții care sunt multimilionari, câștigă zeci de mii de euro. Mie nu mi-a donat nimeni nici un ban până acum. Un ban nu mi-a donat nimeni. Da? Dar ăsta are ciudă pe mine. Du-te, nu mai cer și. Unde m-ați văzut pe mine? Am spus că dacă vrei să devii, să te alături pe aici, la canalul meu, care vrea și care tot mă sună și care vrea informații, pentru că așa se face, așa face YouTube-ul, face și voi canal de YouTube, face și voi și descurcați-vă. Dar v-am spus, sunt mulți care sunt milionari și primesc donații la greu și își fac căs, mașini, apartamente și așa mai departe. Nu vă luați de mine Michael Jackson ăsta cu Matrix-ul. Ești un puștan cu o clip, vai de pula ta. Adică de puțuca ta, scuzați-mi vorba, că nu. No. Și așa mai departe, deci fiți și voi mai înțelegători, pentru că nu merge așa cum credeți voi, că oricum eu fac cum vreau eu. Dacă vreți, mergeți la ăia mari, care au 10.000, 15.000, 20.000 de vizualizări pe clip și scrieți la ăla. Bă, vezi că la nu-i bine, dar eu m-am uitat și la ăia, m-am uitat, că și eu s-a abonat la ei, da? Și eu s-a abonat la ei. Eu când intru numai, poi, eu foarte bine, cel mai tare, un alta, ești numărul unu, ești, deci, mii de comentarii, mii de așa, numai de bine. Păi la mine veniți să-mi spuneți că eu nu știu și ăla nu vă învață nimic, vă vrăjește numai prin vorbe. Ați văzut să deschidă vreun laptop, ați văzut să asambleze vreun calculator, voi și merge și vă uitați, are 300-400 de mii de urmăritori și vizualizări milioane și milioane într-o lună și face bani câcălău, vai de capul lor și un ăsta și vine și la mine, fă așa, nu fac, mă, eu oricum fac cum știu eu, deci oricum fac, bun, gata. Am închis subiectul, sper că ați înțeles, să uitați și la clipurile vechi și așa mai departe. Nu sună pentru toată lumea acest mesaj, dar ca cei care încercați să
tot vezi că e prea mult, că dincolo e mai ieftin, știi reclama aia? Lăsați-mă pe mine în pace, faceți-vă voi treburile voastre, voi faceți cu 50 de lei, asamblați un calculator, instalați și Windows gratis și driverele și toate alea, da? Vă rog eu frumos, puneți-le pe canalul vostru de YouTube, faceți-vă și voi bani, faceți și voi urmăritori și așa mai departe, că v-am învățat cum să faceți. Bun. Așa. Am vorbit 15 minute. Sper că în 15 minute ați înțeles. Așa. Bun. Hai să vedem ce pot să fac la omul ăsta. Și așa sunt cerințele pentru CS2, da? Și am urmărit mai multe site-uri, ce scriu ăia care știu chiar bine jocul, nu mă pricep, nu mă întrebați, dar m-am uitat și eu cam cerințele lor, minimul am văzut că nu e prea nu știu ce, deci un procesor, uite, de prima generație, asta ca să-ți meargă, dar dacă vrei performanță, atunci îți trebuie un calculator mai bun. Dacă m-am uitat și eu pe forumuri de așa, pe bloguri și așa mai departe. Bun. Hai să intrăm pe așa. Să vedem ce pot să fac. Bine, acum ce se găsește, pentru că n-am cum să fac alte. Așa. Hai să văd o înregistrez. Bun. Începem cu un procesor, hai să văd, că Intel, că AMD pe mine nu mă trensează, mie trebuie să meargă și să iasă la un preț bun, că oamenii nu au tone de bani. Asta știu și eu și să meargă CSGO-ul ăsta cum trebuie, da? Și să-mi rămână și mie, pentru că nu stau aici ore întregi și să-mi bate o capul și așa mai departe. Faceți voi și rezolvați voi problemele. Un, ce am văzut eu, că 9700 Ryzen 7, i7. Deci trebuie să fie un procesor bun. Eu m-am gândit la ăsta. Asta e din 2021, acest Ryzen 5. Văd aici cu DDR4 o să ducă. Nici consumul nu e mare, frecvențele sunt foarte bune. 5500. Și are nuclee 6 cu 12 nuclee. Cerința acelui CSGO am văzut că trebuie să aibă 4 nuclee. Deci ăsta 6 cu 12 lucrează pe 12 fire. O să ducă foarte, foarte bine. Deci o să fie compatibil cu acel joc. Deci nu o să fie probleme. Hai să văd la preț totuși. Ăsta e 800 de lei. A, 5600X am băgat, dar nu ăsta am vrut. Am vrut 900 de lei. Ăsta am vrut 5600, păi e 60 de lei diferența. Aceeași treabă. 60 de lei diferența. Dar se va aduna din stânga, din dreapta și cooler stock-ul o să ducă la ăsta. Da, ce are bine, X-ul se poate overclocka, nu cred că un copil o să înceapă să overclockeze și așa mai departe. Nu are grafică integrată. Deci nu are grafică integrată. 5600, așa 2021, o să ducă foarte bine. Da? Intel o să găsesc mai ieftin? Hai să văd un Intel. i5, 1300 de lei. 5842 ăsta am văzut, deci deocamdată ăsta, Ryzen 5, 5600. Ar fi, iată ăsta e 5-13.000, deci e scumpe, n-ai ce să... A 11-a generație, 644. Hai să văd și a doua pagină. I2002, nu vreau să treacă de 1000 de lei. Deci nu vreau. Ce e ăsta? 12100 i3, nici i3. I3 e bun, dar nu...
nu ce trebuie. Iar dacă uite, ăsta e 800 de lei, aproape fără 10 lei. Este un procesor bun, 4 nuclei, 8 threaduri. Asta înseamnă și cu grafică integrată. E ca un i5, nu, un i7 din 2017. Cam așa are performanța. Așa, hai să pun aici la preț. Că v-am spus, nu mai trensează dacă e de la Intel, de la AMD. Atâta că la AMD 400-1200 de lei pun ăsta. Că știu, procesoarele de la AMD se supraîncălzesc mai tare decât cele de la Intel. Asta am văzut din propria mea experiență. Deci din propria mea experiență. Deci nu trebuie să-mi spună nimeni, și de veche generație, și de nouă generație, nu știu ce revizie au mai făcut sau ce un alta, dar se încălzeau. Ăsta am văzut, 800, 600, i5, 11-a generație, 644, ăsta e cu grafică integrată, i3. Am văzut acolo sus i5-ul, am făcut mai multe build-uri cu ăla și mi se pare totuși un preț bun față de AMD. E mai ieftin cu ceva. E mai ieftin cu ceva. A 10-a i3, 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 toate vedeți sus i3. i5, 874. Da? 874 deja. Așa, asta, 10-a generație, i7. Nu mai sunt, nu mai mă uit. Oricum nu le găsesc. Și aici prima pagină, ăsta, hai să văd, 724, i5, 2022. O să ducă, liniștit o să ducă, cooler inclus, și ăsta o să răcească destul de bine. 6 nuclei, 12 threaduri, 2500, frecvența de bază și 4400 MHz. AMD-ul mi s-a părut mai bun. Dar ăsta este fără grafică și e compatibil și cu DDR4 și cu DDR5. Nu. i5. Hai să văd ăla, să mă duc înapoi. Că acum 5600. Deci cât e diferența? 700. Să văd ăla fără X. 725, 842, 100 și 15 lei, să spun așa. Dar ăsta parcă are 6 nuclee, 12 threaduri, dar are frecvența mai mare un pic, mai bună, deci ar avea performanțe mai mari. Și tot pe acolo e generația. Cred că o să mă duc pe acesta ca să nu fie probleme, să aibă FPS-ul, să nu i5, îl bag în coș. Da? Deci i5, socket, AM4. Bun. Bun, aici puteți să-mi dați cu părerea, mă, duce CS2 ăla, Counter-Strike 2. Pentru că chiar, eu mă uit doar după cerințe și așa mai departe. Acum, aici puteți, mă, duce sau nu duce. Dar după părerea mea, care îl fac, o să-l ducă. Bun, socket, soclu, AM4, să nu ne bage toate. Și nu ne trebuie nu știu ce. 500 de lei. 300 de lei. 324. Hai să văd, gigabyte-ul e top. 4 sloturi de RAM, așa, PCI, ieșiri, DisplayPort HDMI, USB-uri, o grămadă, RJ45. Hai să văd. Micro ATX AM4 A520. Deci este compatibil cu procesorul pe care îl scriu cei de aici, că trebuie A520, da? Sau B350, da? A520 este compatibil. Așa, e interfață grafică 3.0, atunci nu e ce trebuie, pentru că trebuie 4.0, pentru că nu poți să iei cu 3.0. Da.
Vedeți, acolo deja am găsit și voi vedeți un pic că treburile așa. Pentru că de aveți o placă video, cumpărați unul nou cu 4.0 și ăla 3.0, nu o să aibă performanțe bune. Hai să văd Asus Prime-ul ăsta. Ce e? Tot cu 3.0. Așa ieftinesc cu 3.0. Sigur trebuie o de asta cu 500 de lei. Gaming X, 550 de lei. Ăsta Aorus Elite. Hai să văd ăsta. Aorus Elite, am auzit de ele. 4.0. Deja altă mâncare de pește. MATX, AM4, B550. Deci B550, să văd procesorul. Ce scriu ăștia? B550. Aici e de mijloc. E gata. Perfect. Așa arată. 4 sloturi. 8 pini pentru alimentarea procesorului. Alții au spus că pot să bați și 4. Vedeți? Păi, pot să mă iau eu după voi că merge cu 4 și celelalte 4 pe overclock. Păi eu pot să mă iau după voi. Doamne și ferește că primez niște comentarii de... Doamne ferește! Ce are? Uite, are HDMI, are DVI, USB-uri câte vrei de toate, RG45 și placă audio. Eu spun că arată foarte bine, compatibil cu procesoarele seria 3000 și 5000, PCI Express 4.0, placă de rețea de gigabit, M2, așa, unitatea de stocare și fără overclock 3200 MHz DDR4. PCI Express 4.0 și așa mai departe, pentru că trebuie să eu placă video, trebuie să iau eu acum. Voi faceți ce vreți, voi puteți cumpăra și cu 3.0, vedeți? Deci are și PCI 3.0 și îl montați pe ăla, dar ori 4, nu ori 16, adică lățimea de bandă, ori 4. Și după aia o să vă mirați, eu, dar de ce nu merge bine, de ce n-am FPS-uri? Păi uite de asta, că e ori 4, nu e ori 16. Bun, bun, eu spun că ăsta este ok, e la preț de 500 de lei, merge, îl băgăm în coș. Așa, memoriile RAM. 16 GB, ați văzut că cerințele sunt de 16 GB, tot ăsta, toată lumea, ăsta Fury Beast, ieftin, 16 GB, 3200, 210 lei, direct în coș, nici nu mai discutăm. SSD-ul, hai să văd, M2, de care? Așa cred că la 3.0 ori 2, nu, 4.0, ia, hai să văd, ia să văd un pic specificații. Așa. Și. Unde ești? Aici trebuia să fii storage. Aici. Socket 3. PCI Express 4.0 ori 4. Da. Cu 3000 și 5000 PCI Express 3.0 ori 4 pe AMD Ryzen 5 și 3000 suportă SATA în PCI Express 4.0 ori 4 SSD. Bun, am înțeles, gata. Suport SATA în PCI Express 3.0, deci are două de ăsta, două sloturi. 1 și 2, 1 și 2. Și suportă un așa și un așa. Bun, am înțeles. Merge. 4.0 ori 4. Suport PCI Express. Aici scrie, ăsta e pentru grafică. Grafică. Și ăsta. Să mă uit mai bine. Storage. Pentru că nici ăștia. Ce scriu aici? Ce scrie? PCI Express 4.04. Gata. Am înțeles. Hai să caut un SSD, să-l facă rapid și nu prea scump. Și să aibă. Ce e ăsta? 279. Aproape 300 de lei. Dar hai să fac interfața 4.04 și să văd acum. 500 de giga. 210 lei.
un terabyte, iată, s-au scumpit. De un tera, nu a fost 500 de lei, s-au scumpit. 100, asta nu, nu, 250 nu ajunge. Dacă ești gamer, nu o să ajungă 250, 500 trebuie, minim. Minim 500 trebuie și poți după să cumperi un SSD de la cât mai ieftin pentru stocare pe SATA 3, liniștit. 300, 1 terabyte, Western Digital. După mine asta e blocul 2, după Samsung, 1 terabyte, 334. Western Digital. Are și scriere, citire, este foarte bun, dar hai să vedem să o scot cât mai ieftinuț. Bun, aici văd că tot aici prima pagină, 500 de giga, 210, NV2. Cât e? 2100 scriere și citire 3500. Suficient. O să zboare. O să meargă foarte bine acest Kingsoft 210 lei, pentru că mai bun găsești, dar scu mai scump. Deja am ajuns la 1700 de lei. Asta e treaba. Și trebuie încă componente. SSD am băgat. Hai să văd o sursă. Nici o, stai așa, placă video. O, dar de ce e așa scump? De ce patru bucăți așa scump? 1762 de lei, măi, oameni buni. Păi vedeți că sunt scumpe. Nu. Placă video și după aia sursa și restul. Ce placă video bună? 6000, am văzut la 6700 ăsta. 6600. 1300 de lei. E pe acolo, RTX 2060 parcă era cerința, nu? Deci ăsta e pe acolo, pentru că e totuși mai nou și ăsta e, după părerea mea, și mai bun decât 2060 sau 1300, 1500, 8 GB, iată are 8 ori. Iată că are și safirul 8 ori, nu doar Intel-ul, are și AMD-ul, ATI-ul, adică, cu 8 ori. Hai să mai văd, că acum mă uit și eu, că nu trebuie să sar la primul venit, primul sărit. Că, na, 1600 LHR, ăla, aștia sunt, cum se spune, limitate. Au frecvență mică, nu e 1320 MHz, sunt limitate LHR-urile. Vedeți ce înseamnă LHR pe internet și să vedeți că sunt limitate. Ca să nu se mineze cu ele, de aia au fost scoase. Ce mai avem pe aici? Ce mai avem? 1600, 4060. 1600 de lei, 8 ori. 2400. Ce mai găsim? Stai să nu... 1400, ce am văzut acolo? E arcul. Bă, n-ar fi rău cu arcul, nici ăsta. Hai să bag la preț. Sub 1000. Nu, între 1000 și 2500, așa ar fi. Ok? De 6600... Mă, tot mă bate să-l iau pe ăsta. Pentru că ăsta, părerea mea că o să-i ducă CS2 ăla foarte bine, 1300 de lei. Saphir RX 6600 Pulse are frecvență bună, 2491 în overclock mod, 6700, ăsta cei 7600, mai nou, 15 milioane. GDDR6, GDDR6, dar că e 2750, iată. Și îmi dă și o sursă, deci o să scad eu acolo sursa. Vedeți sau nu vedeți că la 6750 a dispărut? Unde e? Nu, nu-l mai văd.
Am făcut o grămadă de clipuri și s-au luat după mine mulți și l-au cumpărat. Mulți au zis, bă, te scoate din joc, o să vezi ce pățești dacă îl cumperi. Se supraîncălzește, se face, se drege. S-o cumpărat, îl mai vedeți? Îl mai vedeți că eu nu-l văd. Acel 6750 cu 12 GB de RAM, 192 de biți, era 1800 de lei. Am făcut o grămadă de clipuri. Îl mai vedeți voi? Nu-l mai vedeți. Pentru că oamenii îl cumpără, nu stau după unul. Nu e bun, o să te scoată din joc, o să dai crash-uri, îți pică internetul, îți pică Windows-ul, îți pică driverele. Nu e bun. Pentru că eu nu știu cum dau de ăștia numai să-mi comenteze. Nu știu cum dracu numai de ăștia dau eu să-mi comenteze. Nu. No. Nu. No. Dar nu-i bai. Și hai să văd ăsta, pentru că îmi surâde. Așa, așa arată. Este ok. Are HDMI, ieșire și restul DisplayPort. Dar nu e, vezi, 128 de biți, celelalte erau, bun, un pic mai scump, dar să văd. Da, tot 128 de biți și ăla era 192 de biți. 6750 era ăla și era la prețul de 1800 de lei. Și s-o cumpărat, nu mai există, ei prieteni, nu mai există. Așa că și la carcasa aia cu Achiris Bellatrix-ul, 130. Nu-l cumpăra, sunt ce tigăi, sunt cele mai slabe și nu mai găsești niciunul. Nu mai găsești nicio tigaie să-l cumperi. Asta e diferența între unii și alții. Că oamenii le cumpără, își fac treaba cu el și sunt foarte bune, merg că nu au calculatoare oamenii de ăsta. Și unii comentează, tigăi, sursa e tigaie, pușcătoare, scrieți-o, că eu oricum fac ce vreau. Și alții care ăsta nu stau să... Că nu-l cumpărați, poate vreți să-l cumpărați voi. Și ăsta ar fi, Safir, ăsta mai bun decât ăsta. 1780 de lei, dar păi totuși trebuie să meargă CSGO ăla. Da? 2700 MHz, 2500. Acum pentru 200 de lei diferența. O să ducă și ăsta CSGO, părerea mea. CSGO, CS2. 7 nanometri, 2491 MHz, 2021, dar luna 10, asta poți să pui 2022. 128 de bits, 1792 stream procesor, GDDR6, 8 GB, 128 de bits. Oh, uite, frecvența efectivă 14.000, foarte bine. DirectX 12, da, și are cerințe de 11, jocul ăla. OpenGL 4.0, ăsta are 4.6, că am văzut și ăla. Vulkan. E bine să instalezi Vulkan pe plăcile astea video, nu DirectX, ci Vulkanul, pentru AMD și tehnologie. O grămadă de tehnologie și opinii. Bun, eu spun că ăsta este ok și ăsta am să-i arăt la om pentru că o să fie ok. Uite, sursă nu mă întrebe că îmi dă sursă. Ăsta e bifat, deci îmi dă sursă și sursa asta este ok. Am văzut despre el, Aerocool, are o pin, are și pentru de 650 de W suficient, eficiență 88%, 80 plus bronz certificat și aici 20 plus 4 pin pentru alimentarea plăcii de bază, 4 plus 4 pin pentru alimentarea procesorului, deci procesorul, acea placă de bază sus are 8 pin, deci 4 plus 4, foarte bine. Și placa video asta are două cabluri și trebuie doar una, deci are și în plus, e foarte bine. Sursa asta o să-și facă foarte bine treaba pentru că e 255 de lei, nu este chiar așa gratis, da? Deci sursa nu mai trebuie pentru că îmi dă gratis. Așa, și mai îmi trebuie o carcasă. Îmi mai trebuie o carcasă și acum monitor și alea nu știu dacă ai
monitor de la de 60 de Hz, o să ai 60 de FPS-uri în orice joc maxim. Pentru că este vorba și de monitor. Dacă ai un monitor de 144 de Hz, rata de refresh este bun. Sau 120 de Hz este bun. Atunci, bine, hai să văd o carcasă. Să-l bagă el, nu trebuie nu știu ce. Uite, Segotepul ăsta nu trebuie foarte mare, nici placa video nu este mare, 117 lei. Dacă fac multă reclamă la asta, o să, nu, nici ăsta o să-mi spuneți, domnule, nu e bun, vai de capul tău. Și un alta, tigaie, praf, pulbere, și o să vezi că nu o să mai, într-o lună nu mai găsești nimic, în două săptămâni. Bun, dar cum știți bine, mie îmi trebuie și cu ventilatoare incluse, pentru că este sistem AMD, este, se va supraîncălzi puțin și trebuie aerisit. Și de aceea eu întotdeauna cumpăr cu ventilatoare incluse. Chiar dacă e cu 100 de lei în plus, trebuie cu ventilatoare incluse pentru că o să vă ajute în timp. O să vedeți peste 2 ani, 3 ani, 4 ani, o să vă ajute foarte, foarte mult ventilatoarele incluse. Dacă n-ai ventilatoare, o să rămână toată căldura în carcasă pentru că nu are ce să scoată, nu are ce să ventileze, nu mai ai acel air flow, da? Nu mai ai acea circulație de aer în el. Ventilatoare incluse, 3. Două în față, una în spate. Așa. 300, 300, 300, 169. Vortex. 170. Game Max. Game Max, ok. Să văd. 291. L-ați cumpit. 233. Aerocool Trinity V3. Uite, pac. 233. 280 Segotep. Ăsta are sus. Nu trebuie sus, îmi trebuie în față, nu sus. Îi pune sus, cei care vreți să puneți în față ventilator de ăsta I.O., atunci este bun. Trebuie să luați după chestia aia. Bun, am văzut ce are. Hai să văd și cu 4 ventilatoare ce are, restul scumpe. Să văd și cu 4. Așa, aici cu 4 ventilatoare, adică 3 în față, 1 în spate. 218, da, e pe A. De ce nu... Ăsta era ok, dar e pe alb, white, da. 330, 400, 259, a? Și la un copil trebuie să arete. Nu contează ce are el, dar trebuie să arete bine. Ascultați ce vă spun eu. Dacă carcasa e frumoasă, iluminată, nu știu ce, cu beculețe, să știți că copilul se va bucura. Că e, copii nu știu ce înseamnă că e chestie de interior, să aibă procesor bun, să aibă componente bune în carcasă. Mulți se uită, mamă, ce fain, pentru că oamenii nu se pricep cum mă pricep eu sau unii dintre voi. 200, hai că am văzut aici ăla. Hai să văd, 260 și 226, hai să văd ăsta, Vider Segotep X3, 226. Hai să văd cum arată, pe albastru, așa arată, cu 3 ventilatoare în față, unul în spate. Segotep, are USB-uri sus, jos, butonul de pornire, de resetare, am mai văzut de aștia. Așa, așa, uite, poți să faci aer, uite, una, două, trei ventilatoare în față, unul în spate, aici aștia bagă aerul rece și ăsta din spate scoate aerul cald, ceea ce este foarte, foarte bine, foarte bine. Și aici, ce-o vruți? A, că este jos, nu? Asta-o vrut să arete sau ce? Acum 5 ani, că e... Se vedea că are piciorușe, iată. Are piciorușe, deci nu vine. Bun, hai să vedem descrierea. ATX, adică e mare, închepătoare, Bay-uri, are plexiglas, lățime procesor, o să încapă ăsta coolerul,
iluminat blu, adică e pe albastru, o să fie frumos, că și eu pe albastru am. Nu-ți bate foarte tare în ochi, 4 ventilatoare, față 3 ori 120 de milimetri LED albastru și unul în spate de 120 mm LED albastru. Tavan poți să bagi 2 ori 120 sau 2 ori 140. Permite asamblare standard. Este ok. Permite wire management? Da. Bun. Se poate face. 226, îl băgăm frumos în coș. Cu sursa asta, gata, nu mai trebuie nimic. 3310 lei. Da? Atâta o să coste componentele ca să ducă acel CS2, Counter-Strike 2, da? Da? Counter-Strike 2, 3300 de lei. Aici mai vine asamblarea, munca mea, plus un Windows 10-11 la alegere. Tot un AMI, depinde cu ce este obișnuit. Sper că are monitor, dacă nu are monitor va mai urca. Dar ăsta sigur o să ducă Counter-Strike 2 foarte, foarte bine. La 3300 o să urce la vreo 3800 pe acolo. Ăsta că nu are nu știu ce și dacă nu are bani mulți, mai lăsăm un 50 de lei, dar tot pe acolo bate. Da, 3000. Eu ceram de multe ori mai puțin și îmi lăsau ciubuc, credeți-mă. Deci mulți lăsam așa și îmi lăsau 50 de lei în plus, 30 de lei. Îmi lăsau un plus, bă, că le plăcea ce fac eu. Cei care înțelegeți sau nu, care spuneți că eu iau prea mult. Mie vineau că la mine nu vine orice de ăsta cu 50 de lei în buzunar. Trebuie să mă înțelegeți. Dacă vine unul, vine unul ca să, care are bani, care are și îmi lasă întotdeauna ea, băi, mulțumesc, dar nu trebuie, uite, lasă-mă că îți mulțumesc, eu mi-ai făcut rapid, una alta mai vine pe la mine și îmi mulțumesc oamenii. Na, așa să vă gândiți unii care îmi scrieți. Bun. Merge, deci n-am ce să... 3300 cu totul, 3800 maxim cu totul. Cu asamblare cu Windows 10-11 activat, drivere, programe 3800 cu totul, dar dacă ai monitor. Dacă nu ai monitor, hai să văd și cu monitor cât, nu știu dacă are monitor sau nu, dar atâta e și poate găsim și un monitor mai. Ăsta unde sunt monitoarele? Gaming, TV, stream, televizoare, monitoare aici, uite, monitoare gaming. Hai să văd ce e ăsta. Ce ne dă? Nu ne trebuie avioane. 23,8. Eu de ăsta am. Pe IPS. Exact de ăsta am eu. Dar e LG. De ăsta am. Numai că eu l-am cumpărat cu 600 de lei. Când au fost prețuri mai rezonabile. Ce ăsta, mă, mamă, dar păi așa scumpe, 1000 de lei unul de ăsta de gaming, stai așa că nu băgăm de gaming. 819, uite, G3, Samsung, Odyssey, 24, mamă, ăsta e mare, 1 milisecund, 144 Hz, 800 de lei. La dacă aude că monitorul e 800 de lei, cred că... Hai să nu de gaming, doar monitoare, să văd ce găsim, că și celelalte monitoare sunt ok. Nu, să nu fie așa scumpe. LED Lenovo. De 24-60 de Hz. 451-75 de Hz. Trebuie măcar 120-144 de Hz. Să vedem, 800, 165 de Hz. 144 ar ajunge. 60 de Hz am eu, pentru că eu nu mă joc. Ce mai văd pe aici? 300, ce ăsta? 75 de Hz. 75 de Hz, 500 de lei. Văd că astea la 75 de Hz o să vă redea 75 de FPS-uri maxim. Nu o să vă redea mai mult, pentru că herții cu cadrele pe secundă se pupă între ele. Nu poate să-ți redea mai mult monitorul. Degeaba din placa video ies 100-200 de FPS-uri. Că placa ăsta, monitorul, tot doar 75. Fiecare
Fiecare reîmprospătare înseamnă un cadru, un FPS, 75 de Hz, 75 de FPS-uri. Nu poți să ai mai mult de 75, orice joc ai băga. Nu poți să vezi. De aia atunci trebuie unul de 120, 144, dar aici 100 de lei, cum văd. 144, 2. Ce 100 de lei? 1000 de lei. No. Deci unul oricum mi se par scumpe. Am văzut înainte și mai, iată, 1200 de s-au scumpit, așa e că s-au scumpit. Bine, ăsta e de 27 de inci, în mare. Dacă îl pui în față la un copil, ăla nu mai iese din casă. 800 de lei, 144, ăsta e cel mai rezonabil. Ăsta e Samsung-ul, ăsta 800 de lei, Full HD. Te joci la Full HD, iată-i Full HD, 23,85, adică 24 de inci, e mare diagonala și 144 Hz. Deci ăsta o să ai 144 de cadre pe secundă. Deci o să ai de unde, numai să-ți redea ăsta, placa video și jocul să-ți permită. Așa, cablu alimentare, tehnologii, sync, adică sincronizare automată, blue light reducer și flicker free, nu știu ce înseamnă, HDMI, DisplayPort și jack. Vezi, are și toate ieșirile, porturile necesare și nu văd să aibă cablu, trebuie să iei un cablu pe DisplayPort. Deci dacă și placa video are DisplayPort și monitorul are DisplayPort, atunci cumperi pe DisplayPort pentru că e mai bun. Și de la 1.4, da? Nu cumperi orice. Deci el trebuie aici, placa video, trebuie să scrie de care e. DisplayPort, uite, DisplayPort 1.4, da? V-am arătat ce cablu să cumpărați pentru PC-urile voastre de gaming, da? Și aici DisplayPort, mergi și cauți 1.4 să fie tehnologia, de alea să ducă 8K DisplayPort. Nu 1.2 sau mai știu eu de la mai vechi, că atunci l-ai luat degeaba. Bine, prieteni, fiți atenți aici. Ce văd acum? Ăsta era 1800 de lei. Uite că l-am găsit. De ce 2800? Pentru că i-am făcut reclamă. Da? Haideți să vă arăt din nou. Ăsta e 2834 de lei, exact aceeași. Fii atent. XFX 6750. O văzut că lumea a început să cumpere 2834. Deci cum? Nu mai bubuie calculatorul, nu se mai pică internetul, auzi internetul, Windows-ul și jocul și creapă că l-a urcat la 2800 de lei. Fiți atenți, stai să-l... A sărit pe mine și pe clipul ăla. Am spus două plăci video la fel de bune decât... Am vrut să scriu 3070, dar am scris 4070. Nu-i problemă. Uite-te, ăsta e. V-ați uitat aproape 1000. Ați fost curioși, foarte bine. V-am făcut reclamă și din cauza voastră ați văzut ce ați făcut. L-ați scumpit cu 1000 de lei. Nu vă luați de la PC Garage. Uite ce scrie. Îți dă țepe și îți bubuie. Uite, îți bubuie mintea sau nu știu ce. Nu luați de la ei. Da, garanție, o pus ăsta la 1000 de lei, l-o prins. Bravo, Power Color, zice Mario Top că este bun, foarte bine. Aici deja Gruia Devil scrie că îmi dă pe aici ce-i bun și ce nu-i bun. Foarte bine scrie acolo, așa. Nu zic cu răutate, iarăși Adi Cazacu, fii atent, tu iarăși vrei să-mi dai lecții. Nu zic din răutate, că văd că aceeași chestie încep, dar nici măcar nu urcă la... Nici măcar 6700XT nu urcă la nivel de 4070. Stai liniștit. Stai tu liniștit, adică Cazacu, că văd că tot îmi dai lecții, cum văd. Și la build-uri, și la prețuri, cât iau eu și cât câștig eu, și văd că și la plăci video. Uite, din cauza ta, adică Cazacu, uite ce ai făcut. Stai să... Uite, îmi bagă reclamă PC, iarăși, bravo, vedeți, dacă le fac reclamă. Bravo, stai să meargă reclama, să uitați, vă rog frumos, și voi la reclame, pentru că de aici mai este de o fasole. Vă rog eu foarte frumos.
Deci nu vă cer nimic, doar să vă uitați la reclame. Vedeți? Na. Doar să vă uitați la reclame, nu la altceva, că vedeți oricum nu... Na, mă mai bagă una. Acum asta e, îl lăs să vedeți și voi, să vedeți cât a costat. Și asta a fost cu cât timp în urmă? Când l-am? 12 zile, 2 săptămâni în urmă. Hai că e gata imediat și reclama asta. Gata, mulțumim. Și uite-te, uitați-vă toți, cât e? XFX Radeon RX 6700 XT Spider Quick 319 Core Gaming 112 GB GDDR 692 de bits 1800 de lei. Uitați din cauza voastră și aici v-am descris care e șmecheria. Vi l-am descris, am făcut reclamă, nu mi-o dat nimic. Și ăsta cu 1700 de lei, hai să văd. V-am arătat că în alte părți este mai scump. Stați că deja... aici e. Ăsta e. Na. Ce-mi face? Aici e. Bă, da, mă... Bun, hai. Aici e, 1800 de lei. Ăsta e. Uitați-vă aici. Uitați-vă, da? Na. Uitați-vă. Ăsta e. Exact. Vedeți? 6700. Vedeți? Uitați-vă bine cei care tot ați comentat. Bun? Da? Uitați-vă bine. Cât e acum? Cât e astăzi aceeași chestie? 2835. Deci cu 1000 de lei mai scump. 1000 de lei mai scump. Asta ați făcut voi care a spus că e praf, vă scoate din jocuri, nu e bun, nu se urcă la ăsta și l-a scumpit peste 4060-3060 de la RTX. Deci peste, pentru că RTX-ul e mai ieftin acum, cum am văzut. Vedeți? 1800 de lei, 2830, gata, nu mai are sens. Așa mă iau eu după voi. Voi, eu v-am spus să-l cumpărați și unii dintre voi nu-l cumpărați pentru că se face praf. Pentru că e praf și pulbere, da? E praf și pulbere, aia a spus pe aici. Nu cumpăra, că nu e, pa, nu... Dacă mă iau... Pe aici mai scriați, numai că eu v-am scos pe unii, că sunt jurați. Am nevoie de ajutor, nu știu ce, GTA 6. Păi ți-a făcut robiție ăsta? Dar tu... Uite, mi-ai scris o poveste întreagă aici, cazacule, Adi Cazac, o poveste întreagă. O poveste întreagă mi-ai scris tu aici. Ori ești expert, ori nu știu care e treaba cu tine. Și iarăși aici, la multe, unde am băgat acea placă video, iarăși ați comentat că este praf și pulbere. Ați văzut ce ați făcut? L-ați scumpit de la 1800 de lei, l-ați scumpit la 2800 de lei. Na, cumpărați-l acum. E mai bun? Nu-i mai bun. O să vă spun eu că nu-i mai bun. Hai să termin și cu tutorialul ăsta, că m-am lungit, ni la o oră m-am lungit. Aveți la ce să vă uitați acum. Uite, prietene, 5000 de lei cu monitor cu tot. Dacă n-ai monitor, trebuie și un monitor să se joace. Dacă ai monitor, ai scăpat de 1000 de lei. Aproape 1000 de lei. Ce două, mă? Una. Așa, una, 4900 de lei, așa, 800, stai așa, stai să-i dau un refresh, că și ăsta o ia, tot atâta, cât e, 1000 de euro, na, cu monitor cu tot. Acum este alegerea ta, dacă ai bani, una alta, ți-am spus, vii și comanzi. Dacă n-ai monitor, un monitor bun, să-ți meargă CS2, să n-ai probleme, să ai FPS-uri multe, ăsta e PC-ul pe care trebuie să îl cumperi. Că mai slab, deja nu mai are sens. Bine, prieteni, deci asta ați făcut voi, din păcate, l-ați cumpit a plăcile video de la Ati, la care a spus că nu este bun, nu-l mai cumpărați pentru că sunt praf și pulbere, da?
Deci ați început și uitați ce ați făcut, l-o pus înapoi. RX 6750 pe care îl căutam 2800, deci 1000 de lei în plus. Așa, pațac, 1000 de lei în plus. Na. De la 1800 la 1000 de lei. Nu v-a convenit. A spus că e praf și pulbere. Acum cumpărați la 2800 de lei pentru că acum o să fie bun. Vă salut și numai bine!